spre surprinderea mea, că eu am doi jucători care nu o să joace. La revedere! Doi jucători care nu o să Și vreo 3-4 au avut probleme, care s-au antrenat primele două zile mai ușor. Dar am jucători în loc, deci nu fac probleme. Sunt convins că și îmi doresc foarte mult să jucăm la fel de bine cum am făcut-o cu Ceahlău, Piatra Neam, și atunci m-am ca sigur rezultatul va fi pozitiv. Ok, acesta va merge cu un adevărat moment al adevărului acum. Pe două echipe puternice, cu o echipe mai... A spus două echipe puternice, înseamnă că și noi suntem puternice. Vaslui cam de vreo 3 ani echipă puternică, care se bate la campionat, au terminat de două ori pe locul 2. Da, e un examen mai serios. Spuneam eu, Victorie aici ar certifica clar speranța Petrolului de a fi una din protagoniștii. Da, de... după a doua etapă. Nu, dar atunci vă dați seama că vedem, da, de posibil de valoarea lotului și a jucătorului și a echipei. Clar că un examen foarte, foarte important pentru viitor. Plecarea lui Wesley, un atu important în această dispută pentru Petrolul? Atât important. Normal că Wesley este un jucător foarte bun. Un jucător care poate să decide un meci. Chiar mi-aduc și... Chiar când veneam acum la conferință, mă gândeam că... A declarat și un pic odată că dacă mi-aș lua golurile, rapid doar retrograda. Același lucru și cu Wesley. La câte goluri a marcat și goluri decisive. Este un jucător important pentru ei. Acum e problema lor. Normal că avem un avantaj că Wesley nu joacă. Unii au desfăcut șampania, domnul Lini, după ce a aflat că Wesley va pleca. Noi nu. Astfel, sigur, ne interesează și adversarul. Dar important e ca noi să jucăm. Degeaba a plecat Wesley sau nu s-a făcut un transfer dacă noi nu jucăm. Noi trebuie să le punem probleme și o să le punem. Marius Nicolae poate fi locuitorul lui Wesley? Nu pot să-l compar pe Marius Nicolae cu total diferit. E bine să înscriem la început. Rămân pe asta, da. Dacă nu înscriem la început, noi suntem mult mai omogeni ca și ei. Asta e clar. Și v-am spus-o și ei. Deci 2-0 în momentul 20, nu? Nu, visăm. Nu se știe. În fotbal se întâmplă orice. Am zis, îmi doresc foarte mult ca să jucăm la fel de bine. Dacă nu mai bine, cum am făcut-o cu Ceahlău, pentru că trebuie să jucăm mult mai bine dacă vrem să câștigăm la Vaslui. Nu sunt importante golurile. Acum v-am învățat și prost. Vreți și goluri multe și spectacol. Un tratament special pentru Sfânt Mătean? Nu, vedeți, am vorbit de Wesley, dar și Sfânt Mătean e un jucător foarte bun. Tratament special... Când e mingea la el, dar în rest nu. Dar meciul dumneavoastră cu Șumudică, se știe că e un antrenor care știe să-și motiveze jucătorii. Da, așa eu îl cunosc foarte bine, că am și jucat împreună. E un antrenor bun, se vede o schimbare în bine de când a venit el. Asta e atul lui. Am jucători de la două echipe, plus încă 2-3 jucători, dar el, săracul, sunt 12, 14 sau 18, jucător. Și apar mereu. E foarte greu. Ai nevoie de timp, de răbdare. Dar experiența are ochii. Am văzut și schimbările care le-a făcut la meciul cu Rapid. Ei trebuie să arate la fiecare meci, nu numai dacă joacă cu Vaslui sau cu Steaua sau cu Dinamo. Da, mai special. Știți foarte bine că un campionat se câștigă cu echipele mici. Și aici doar să beraber, ca la turci, să nu pierzi. Mai bine că i-ați prins, să zic așa, în momentul ăsta? Trebuie să recunoaștem, nu pot să zic că... Trebuie să recunoaștem că Wesley reprezenta foarte mult pentru Vaslui. Băieți, sunt motivați, domnul Rednic, sau mai rog la asta? Sunt motivați, conducerea e aproape, sunt la zi. Am înțeles că aici tot timpul a fost așa. E bine, da? Mircea se spune că e rândul defensiv la Vaslui, să-și facă treaba. Este rândul echipei, nu? Că toți ne apărăm, toți atacăm, nu? Important e să scoatem un rezultat bun. Și avem capacitatea și posibilitatea de a face acest lucru.
Ce înseamnă un rezultat bun? Și un egal ar fi bun sau doar victoria? Eu cred că o victoria noastră nu ar surprinde pe nimeni. Da, normal, este un jucător valoros, este o pierdere pentru ei, dar cu siguranță sunt și alți jucători acolo care pot face diferența. Cum te vei simți fără Gala și Achim în spate? Normal, sunt jucători care au experiență, sunt jucători care aduc un plus, nu? Dar cei care intră vor trebui să-i suplinească cu brio, să demonstreze că merită să facă parte din această echipă, nu? Pui la băieți Mircea de calitățile și celelalte lucruri ale lui Coman? Asta o știe foarte bine și Florin Tene, ce defecte are fiecare portar din Liga 1, pentru că Florin este un specialist și cu siguranță cunoaște foarte bine toți portarii. Și mister care ne știe foarte bine calitățile și defectele la toți. Un pronostic poți să dai? Nu-mi place să dau pronosticuri, dar sper din tot sufletul să ne întoarcem cu un rezultat bun. Movimento amplo. Laterale, mișcare amplo, 1, 2, 3.